Am văzut pe tine și în comedie, te-am văzut în Mulți Comod pentru Nimic, al lui Andrei Șerban, la comedie. Da. Și ai jucat, mă rog, e dramă ce faci la TNB și în Pădurea Spânzuraților și în Trei Surori. Ți-e ușor să faci trecerea asta de la dramă la comedie? Sau nici nu spui problema? Nu pun problema și nu cred că cineva mă vede ca mare actriță de comedie. Dar ce știu despre mine e că am ironie și umor și nu văd cum pot să cuprins meseria asta de pe toate părțile dacă nu ai ironie să o faci. Atunci, cred că trecerea de la dramă la comedie e așa, la mine e ca în viață. Creierul nu cred că știe, hei, deținătoarea asta de creier e actriță și nu știu, cred că supui da. Corpul la niște emoții extreme, da. La niște trăiri extreme, adică un om normal nu jelește de-a dreptul, nu încasează experiențe de genul ăsta. Eu le încasez, nu știu dacă e pentru toată lumea la fel, nu pot vorbi.